Cine-a cununat din suflet cu fața plină de zâmbet, nașul, nașul. Cine-i prea frumoasa doamnă și de azi a doua mamă, nașa, nașa. Cine-a cununat din suflet cu fața plină de zâmbet, nașul, nașul. Cine-i prea frumoasă, doamnă, și de azi... Noi cu această inimă mare căutăm cei mai frumoși omagiați pentru a-i felicita cu ziua de naștere. Iar voi, cum v-ați găsit așa într-o zi? Soartă! Noi vrem să vă felicităm din toată inima cu această sărbătoare frumoasă și mai ales că v-ați unit destinele, voi doi, născuți în aceeași zi și uite câtă lume frumoasă se adună în jurul vostru. Și noi tot venim lângă cei mai buni. Să ne încălzim și noi la inima voastră. Și pentru dumneavoastră, bineînțeles că am adus câteva daruri, dar înainte de a vi le da, voiam să vă întrebăm. Știți voi oare cine v-a organizat surpriza asta așa frumoasă? Eu sincer chiar nu imaginez. Avem multe persoane chiar așa. Dragi, dar nu știu. Vreun gând sau vreo idee? Nu știu, poate fini. Familia. Da, familia. Atunci, vă dăm un mic indiciu. Primiți această surpriză dulce. Ce scrie acolo? A, scumpinaș, am zis eu de la fine. Aveți o pereche de fini. Da. O pereche, da? Da. Una și bună. Da. Și au spus că să le aducem un tort frumos, ceva la tort. Și bineînțeles că pentru frumoasa, scumpa și adorata lor nașă, un buchețel de floricele din toată inima. Primește-le, Tatiana! Și mai știm că voi aveți două fete cochete. Da, Rebecca. Rebecca și Amelia. E și pentru voi, fetele, cochetele, hai, alegeți-vă fiecare câte un cadou. Mulțumesc! Trebuie să zicem, mai vrem! Deveniți și mâine! Deveniți și mâine, da! Și acești băieți, fete, care sunt astăzi departe, au spus că le sunteți și prieteni, și nănași, și oameni apropiați, oameni dragi sufletului și de asta și se străduie de fiecare dată să vă surprindă frumos. V-au surprins de data asta? Da, chiar foarte plăcut, frumos. Ei sunt astăzi departe, fizic, dar cu inima sunt alături de voi. Acești oameni care cândva le-ați deschis ușa, le-ați primit în familia voastră și ei au doar pentru voi doar cuvinte de laudă și de mulțumire. Și tot oamenii ăștia frumoși au scris câteva rânduri aici frumoase pe care noi o să vi le citim. La mulți ani, scumpii și iubiții noștri nași! În această zi deosebită vă dorim să fiți mereu sănătoși, fericiți și împliniți. Casa să vă fie plină de iubire, sufletul de fericire și viața plină de noroc. Să aveți parte de multe bucurii, succese și realizări cât mai frumoase. Visele să devină realitate, iar speranțele de mâine împliniri. Dragostea pe care o trăiți să vă însoțească până la ultima clipă. Sunteți oameni minunați pe care Dumnezeu i-a adus în calea noastră. Suntem mândri că faceți parte din viața și din familia noastră. Vă mulțumim din suflet pentru dragostea și sprijinul pe care ni-l oferiți. Chiar de mai greșim, să ne iertați. Așa e viața. Mergem mai departe și să știți că cu gândul și cu inima suntem mereu aproape de voi. Va veni și acea zi frumoasă când ne vom revedea împreună. Scumpele noastre, Amelia și Rebecca, finii vă doresc o copilărie fericită, plină de aventuri și peripeții frumoase, succese la învățătură și numai clipe minunate petrecute alături de frumoșii voștri părinți, bunei și prieteni adevărați. Vă dorim o seară de vis. Vă iubim tare, tare mult. Cu mult drag, doar finii, Veceslav și Silvia. Și finuții, Farisii, Iana și Robert. La mulți ani, scumpii și iubiții noștri. Vă mulțumim. Mulțumim din tot sufletul și noi.
Așteptăm cu drag acasă, ne este foarte dor. Și cu siguranță, de fiecare dată când vor veni la ușă, îi deschidem cu mare drag și sufletul și ușa și fizic îi îmbrățișăm și sufletește îmbrățișăm. Da, da, da. Dragii noștri, noi vă mulțumim din tot sufletul pentru o surpriză nemaipomenită. Vă dorim și vouă succes, creșterii ușoară lui Robert în continuare și vă așteptăm cât mai repede, da. Să ne revedem. Nu doar pandemia să treacă, dar și distanța să se micșoreze până la urmă. Iana, te salutăm! Mulțumim! Da, noi vă dorim mulți ani înainte, știți, fericiți. Ne dor de voi, nu putem să venim. Dacă cu COVID-ul ăsta... O să treacă! Da. Să trăiți, să înfloriți și să fiți mulți ani fericiți. Mulțumim, mulțumim. La mulți, mulți ani. Eu vă mulțumesc pentru surpriză. A fost o surpriză nemaipomenită pentru noi. Vă doresc multă sănătate și până la noi întâlniri. La revedere. Cât mai repede să veniți. Și naș, și nașa, ce familie frumoasă, o iubire ca și-a lor, le dorim și mirilor. Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca și-a lor, le dorim și finilor.